Tromică Ciociu a oferit detalii de ultimă oră despre starea nepoțelului său, Filip. După 5 săptămâni în care s-a recuperat după operație și a stat sub supraveghere medicală, a venit vremea ca micuțul să fie externat. Starea de sănătate a nepoțelului lui Romică Ciociu s-a îmbunătățit vizibil. Micuțul Filip a trecut prin clipe de coșmar, după ce a înghițit 2 bile magnetice, în urmă cu 5 săptămâni. El este acum în afara oricărui pericol și urmează să fie externat. Vă dați seama ce bucurie pe capul nostru când am aflat că vineri va fi externat. A stat mititelul 5 săptămâni în spital, din cauza unui accident nenorocit. Micuțul Filip a trecut prin momente greu de imaginat. Pentru că medicii i-au pus inițial diagnosticul greșit, băiețelul a ajuns în stare gravă, căci bilele pe care le-a înghițit i s-au localizat în colon și intestine. El a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate, care a durat 3 ore și jumătate. Am avut o mare șansă cu medicii care l-au înconjurat pe nepoțelul nostru cu toată atenția. Plus că, după operație, a trebuit să-l țină sub supraveghere riguroasă, fiindcă exista, pare să, și riscul unor altor amenințări. Din fericire, micuțul a răspuns bine la tratament și astăzi corpul său mic e în regulă. Mănâncă bine. Și e bine și tractul său intestinal, care l-a chinuit atât de tare, dar și pe noi toți, într-un fel, a mai spus Romică Ciociu, pentru sursa citată. E ca ar fi plecat cu ceasurile scumpe ale impresarei.